Începusem să spun că sunt puțin îngrijorat, dar haideți să facem o glumă înainte să spun de ce sunt îngrijorat. Să spun că astăzi portarul putea să aibă și 12 portarul ani. Portarul cel de la FCSB, pentru că Dinamo a tras spre cadrul porții abia spre... Cred că două sau trei șuturi am avut, dar asta e. Sunt un pic îngrijorat, unul, de fluctuația asta de formă a unor jucători. Și dau un singur exemplu, Pulici. Pulici care în ultimul joc, înainte de acesta, a jucat excelent. La Clinceni, da. A făcut o partidă foarte bună. Iar astăzi a făcut o partidă destul de slabă, fără să se sincronizeze, fără să se dubleze, fără siguranță în atacurile lui și depășit foarte ușor uneori. Mai sunt îngrijorat de... Mie mi s-a părut astăzi echipa un pic obosită, fără explozie. Întotdeauna jucătorii de la FCSB au fost primii la minge. Am remarcat și eu acest aspect, da. Au avut explozie, au avut reacție. De la Dinamo, puțin întârziați, puțin lenți. Însă tot cât de cât Dinamo a făcut niște progrese, dacă ne aducem aminte de meciul tur în care jucătorii lui Dinamo erau efectiv lăsați în spate la 3 metri de atacanții celor de la FCSB, inclusiv de Cristi Dumitru. Ne aducem aminte de golul 3 din meciul tur cu Mihai Popescu și Ricardo Grigore jonglând pe acolo, căzând în fund. Da, bun. Să zicem că suntem în progres. Da. Un pic la organizare, cred că trebuie să mai lucreze, pentru că am observat la lovitura liberă a Stelei, complet gratuită de altfel. La simularea grosolană a lui Florin Tănase, pentru care n-a primit, evident, cartonaș galben, cum s-a întâmplat deci, în prima repriză. Jucătorul de la Dinamo îi dă galben pentru că simulează penaltii. La Steaua nu este absolut nimic, dar el dă lovitură liberă și dă. Ruperea zidului. La lovitură liberă de la 17 metri. O gravă greșeală și cred că este și o problemă de comunicare. Atenție la problema de comunicare dintre portar și cei care formează zidul și ceilalți, bineînțeles, jucătorii care vin în ajutorul apărării. Astăzi n-am fost inspirați. N-am ales cele mai bune soluții. Așa, într-un context larg, am putea să spunem că mai e mult de lucru la știința jocului. Bun. Când dăm pasul lung, când îl dăm pe cel scurt, când hotărâm lansarea pe culoar, când pornim învăluirea, sunt niște lucruri care trebuie puse un pic la punct. Dar eu cred că tot jocul de astăzi, care n-a fost unul sclipitor, dimpotrivă. Putem spune că a fost un joc slab. Și cred că și cei de la FCSB, conștientizând că au calificarea asigurată, au redus un pic nivelul, au luat piciorul de pe pedala de accelerație. S-a văzut acest lucru. N-au vrut să-și demoleze adversara și tot rivalul. Nu știu cât de mult mai puteau accelera cei de la Steaua față de ce au făcut acum. Dar este clar că au fost superiori. Asta nu putem să negăm. Însă, pentru Steaua e într-o situație bună. Deci ajunge în finala cupei, probabil o și câștigă și s-a salvat. Este într-o situație bună pentru că acesta a rămas unicul obiectiv al echipei, având în vedere că e în campionat, cum spuneam și la începutul acestei serii, nu a câștigat niciun meci de la reluarea play-off-ului. Dom'le, câștigă un trofeu și intră în turul 2 al preliminarilor Europa League. Și joacă în Europa League. Până la grupe, obiectivul visat și vizat deci, de Gigi Becali, cale lungă, însă da, va lua contact cu... Dar câștigă un trofeu și e acolo, e în Europa. Asta da? Dacă o bate pe Sepsi în finală, pentru că Sepsi are 5-1 meciul turcu Poliaș. În fine, finală pe 22 iulie la Ploiești. Bun, e prematur să... Sigur. Dar are șansa asta. Are șansa să salveze sezonul. O șansă pe care Dinamo a irosit-o, după părerea mea. O șansă pe care Dinamo a irosit-o în primul meci.